Am ajuns în Parâng în această minunată zi de 22 august. O să ajungem la lacul Gâlcescu. Să vă povestesc puțin despre traseul pe care l-am făcut azi. Am urcat de la Voineasa Center, de la acel minunat târg improvizat, pe o potecă nemarcată până am întâlnit banda roșie, care este și poteca de creastă, marcajul de creastă. După vreo 2 ore jumate, ne-am intersectat cu triunghiul roșu, am făcut dreapta și am ajuns în acest loc minunat. În față se vede lacul Vidal, cel mic, din care curge un păriaș în cel mai mare lac din Parâng, în Gâlcescu. Acolo se află un loc foarte plăcut pentru pus cortul. În stânga, de la acest lac, urcați pe Crucea Albastră, dacă doriți. Ieșiți din nou acolo, în creasta principală, întâlniți din nou banda roșie, pe care dacă mergeți, ajungeți în 2-3 ore. Pe Parângul Mare. Aveți tot ce vă trebuie aici. Afine, apă, văcuțe. Restul vine de la sine. Lacul Gâlcescu, cel mai mare lac din Parâng. La 1925 de metri, dacă nu mă înșel, altitudine. O să-l filmez și din alt unghi. Împărăția mormolocilor. Acesta este lacul Vidal, aflat într-o frumoasă căldare. Potecă din creastă. În Parâng.
sfârșit de zi în Parâng. Părăsim lacul Gâlcescu din Parâng, care după mine este echivalentul lacului Bucura din Retezat. Oferă locuri de campare generoase, are izvor de apă, afine, în timpul ăsta. Am dormit o noapte aici, a fost foarte ok, a bătut puțin vântul. Și acum ne îndreptăm din nou spre Voineasa Center. Și încheiem o tură formidabilă. Acesta ar fi cel mai mare lac din Parâng, 9 metri adâncime, 31 și un pic de hectare și se află la 1925 de metri altitudine. Un loc superb, merită vizitat. Păstoritul tradițional, mă bucur că încă mai există, sper să o țin așa cât va exista țara asta. Și prietenii noștri, cățelușii, de care se sperie toată lumea. Ce faci, mă, fericitule? Ce faci? Ia. Ai grijă de oițe? Hă? Nu mai am mâncare, să știți. Oricum n-ați fi mâncat batoane. Ce faci?
Ați distrat? Hai să ducă la urmă. Să spără ce banul pe tine. Vedeți că oile au niște pete de culoare pe ele. Au stăpâni diferiți, unele sunt cu negru, unele sunt cu roșu, ca să le recunoască la jumătatea lui mai sau în iunie parte, când începe sezonul. Le dau cu spray cu vopsea.